Și aici la fel, cam aceeași situație. Cam toate sunt exploate de aici, prăjitul. Și s-a ascuns la... Vezi, cam toate sunt... Asta e exploată de pe 13. Păi mă scuzați, dar de pe 13 până acum... Enzo iar are febră. Are... Nu, de cum face scandal, trebuie să ieșim din casă. Trebuie să ieșim din casă, tati. Dar trebuie să ieșim din casă, dar Victoria trebuie să-i dea iar paracetamol, că... 37, cât? 37,7 are febră. Deci, ia, hai, am tati. Așa, bravo. Tati, așa. Bravo, Mișu. Dacă nu, ai mâncat, tati, paracetamol mai mult decât mâncare în ultimele două săptămâni. Îmi pare foarte rău pentru el, dar, nu, sperăm să-i treacă. I-au ieșit, it get out, yeah? Some. Yeah. Deci mai au... You have 8 up and 6 afară? Outside already? Yeah, they broke through. Oh, deci toți au ieșit afară, dar totuși îi creează, îi dă febre, dă... se enervează. Dar uite, hai, tati. Îmi pare rău pentru tine, tati. Yeah. No. Dar o să fii frumos, o să ai dinți în gură, tati. Nu. No. Nu? No? Hai să mergem. Mergem la magazinul polonez mai întâi. O să ne uităm după cozonaci. Sper să găsesc cozonaci. Și Victoria vrea și panetone de la italian. Cred că panetone găsim o în Lidl, eh? They have in Lidl, da, o să găsim în Lidl, cred că panetone. Panetone, say it again, please. Panetone. Da, cred că cozonac singura șansă. Singura șansă, panetone. Singura șansă e să găsim cozonac la magazinul polonez. Pentru că magazinul românesc nu avem în zonă. Singurul magazin românesc e la Etten-Lur și sunt 125 de kilometri până acolo. Așa și sunt și scumpi, da. Magazinele românești, în general, în Olanda, aici sunt foarte scumpi. Din punctul meu de vedere, e o prostie să pui prețurile pe care ei le pun, pentru că noi românii cu polonezi avem cam același mezeluri, avem multe mâncăruri asemănătoare, de-aia mulți români prefer să meargă la magazine polonezi, pentru că au o gamă mult mai largă de produse, decât să meargă să cumpere la români. De multe ori sunt și expirate, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Victoria știe că am avut o experiență mai proastă cu un preparat de carne de la magazinul românesc din Etten-Lur. După ce că prețurile sunt foarte mari, să mai și vinzi produse un pic expirate, în fine. De-aia mulți preferă să meargă la magazine românești pentru că polonezii, pentru că acolo găsești produse proaspete, asemănătoare cu cele din România și de multe ori au și produse românești. De multe ori, de foarte multe ori găsești produse românești. Cioban, ești cioban, tati? Enzo, râzi de mama? Râzi de mama? E ciobancă? Ciobancă? Ia uite cum are festul în cap. Tati, unde sunt oile, mami? Unde sunt oile, mami? La ideea e că Victoria a luat până la urmă niște crevăși de ăștia polonezi. Sunt asemănători cu ce avem noi în România. Costă 6,45 € o pungă de asta. Nu știu cantitatea, e 592 de grame. O luat niște brânză de aia pentru făcut cu ridic, salată de aia de ridic. Și am mai avea ceva, dar uite, de exemplu, astea sunt fel de cabanoz de la, dar cu sânge. Avem și noi în România ceva cu sânge, parcă, nu știu, dar e foarte bun dacă știi să-l gătești, că am mâncat la sol sau parcă și nu mi-a plăcut. Dar am mai vrea ceva, să aibă gust de la așa, românesc, niște Kaiser sau niște șuncă, mate, habar, nu am ce. Așa, a luat Victoria și chestia asta, cheesecake, plăcint cheesecake, da, plăcintă de brânză, ceva de genul, cu ciocolată frumos, face foarte bine Victoria când face asta. Și am luat și două de statii, de alba, cam așa arată. Sunt și la puterea mari, dar nu avem nevoie de prea mult alba. Games? Easy? Am găsit, da, gâscă. And index. Am găsit mini răcituri, că sunt foarte mici. Asta de gâscă, asta e de curcan.
curcan și asta e de rață. Și am zis că o să luăm, eu nu știu să fac răcituri, asta de gâscă arată bine. Dar cred că o să iau de rață pentru că rață. You want this or which one you want? I want with, it's also pork. Are și pork? Vreau să văd, show me. Poate vă. Ia să vedem cum arată. Arată mai bine de rață, cred că rața e mai bună. I will hit it. Ok, put this one. Da, cred că numai astea două o să-l luăm. Hai să luăm și o Delma. This one? Da. Am luat Delma, că n-am mai mâncat o Delma. N-am mai văzut o reclamă la Delma din 2002. Urmesc. Delma. Da. Știu reclamă. That package also looks like from 2002. Uite, săniuțe de vânzare. Sunt săniuțe, luamă pentru moș. Vreți să cumpărăm o săniuță? N-avem zăpadă. Ce frumos au organizat ăștia aici, 16? 60 de euro? 60 de euro costă unul de o sanie. Vreau să cumpăr brânza asta, e afumată. Foarte mișto. Mișto. Brânza asta e o brânză de aia tradițională de la polonezi. Nu știu dacă avem noi la munte, că e de la munte, de la polonezi asta. E afumată și se mănâncă cu... What is that thing you eat this week? It's a cranberry... But what is this? Se mănâncă cu un fel de dulceață asta. O bagi la cuptor, o încălzești, o să fie aproape topite. Și după aia costă 8 euro și ceva. Will you take one? But small. Ah, vrea mai mică. Da, deci am găsit și niște produse expirate și la polonezi. Deci asta, de exemplu, e fabricat în 7-12 și aici e expirat în 12-12, dar e încă la vânzare. 50% reducere, dar nu știu dacă e așa de legal să vinzi prăjituri expirate. Și aici la fel, cam aceeași situație. Cam toate sunt expirate de aici prăjituri. Și s-a ascuns la... Vezi, cam toate sunt... Asta e expirat de pe 13. Păi mă scuzați, dar de pe 13 până acum... Am trecut ceva timp. Hai că o să cumpărăm și doi cârnați ăștia de aici, când placă-ți. Și poate luăm și ceva ca... Ia, e cântit. Hai că am ajuns în raiul lui Victoria. Victoria, când vede castraveți murați, ia uite. The good ones, ia uite, ăștia sunt de aia buni, zice Victoria. Când vede Victoria castraveți murați, zici că... Da. Zici că au băut aseară. Iai, mă, da, o grămadă de moșii ăștia de vânzare. Ia uitați-vă ce are fan clubul Polonia aici. Dacă vreți să cumperi... A, de la Action. I-a cumpărat de la Action și pun la vânzare aici. Au fan clubul Polonia aici. Și au, nu numai acum că a fost campionatul mondial, dar... mereu, dacă vreți să cumperi chestii, nu știu... De asta, pălării cu Polonia, cu... Mi-ar plăcea să găsesc și produse românești, nu știu, cu tricouri, cu naționala României, chestii de astea, că probabil să-l vinde, că mă uite, steagul României, dacă vrei să cumperi Poloniei, mă scuzați, asta la fel, stema Poloniei, deci, asta ar fi mișto să găsești și produse românești, care să aibă sigla României. O chestie asta e ceva tradițional polonez, e o ciorbă, nu e ciorbă, ciorba de la beetroot. Da, e o supă de aia poloneză pe care, bine că aici e numai apa asta colorată, bine, e un sos mișto de ridic și trebuie să cumpărăm și da, totelinele astea din partea aia alta acolo. Cum se face. Pentru că Victoria nu știe să-i facă acasă, dar nu e nicio problemă. Berea, cum stă berea aici aruncată. Mamă. O grămadă de bere aici. Da, ăștia. Mamă, 7 euro costă. E un pic cam scump. 7 euro e un pic prea mult și zice că mai bine facem acasă și facem mai mult decât să dăm 7 euro pe cutia aia. Am luat doar supa aia și facem restul acasă. Hai. Nu știm ce vrem. Asta e ideea. Ăștia arată mișto. Și ăștia arată mișto. Costă 2,99€, 3 euro. Nu e rău. Prețul nu e rău. Și astea, nu știu, nu știu ce să luăm. Ce face tatea aici, moșul ăsta uriaș? E cât tatea de mare. Uite ce încălțăminte șmecher are moșul ăsta. Băi, tate, băi. Ești polonez? Ai văd ca unde-i văd ca moșul? Unde-i văd ca moșul? Ai văzut ce moș mare, tate? Foarte mare moșul. Moși mai mici. Am ajuns acasă și noi. Și Enzo e cu panetone în brațe.
Am mai cumpărat încă un panetone, avem doi panetone. Ideea e că, cu păreri de rău, unde e celălalt panetone? Uite, ok. Nu l-am scos încă. Rămas aici. Avem doi panetone, nu două, doi. Și cu părere de rău, nu am reușit să găsim cozonac. Asta e, da. Îmi pare rău pentru că mamă, ce doar mi este de cozonac. Dar Enzo e bucuros de panetone. Ia uite-l. Ia uite-l. Panetone, tati. Wow. Da. Victoria mă tot bate la cap de când am plecat de la magazin, că dacă nu are pudră de aia de zahăr vanilat înăuntru. Bă, nu are cum să nu aibă, de obicei panetone au înăuntru. Da, uite, deci Victoria mănâncă pateu de ciuperci cu castraveți murați. Și Enzo învață de la ea. Bă, de văd că e foarte bun pateul ăsta. Cu castraveți murați. Trebuie să aranjăm chestiile astea pentru dulap. Am cumpărat și eu Moș Crăciun de ciocolată, pentru că imediat e Crăciunul. Și Victoria a cumpărat chestiile astea de... Astea sunt pentru pom? We gonna put on the tree? Ok, no? Under the tree. Le punem sub pom, astea nu le punem în pom. O să... De ciocolată. Ok? Chestiile astea tot de ciocolată sunt. Și niște omuleți. Au căzut Moș Crăciunii. Au căzut Moș Crăciunii pe jos. Da, o să le punem pe masă, frumos. Și am mai cumpărat niște dulciuri de la polonezi. Foarte bune astea. Da. Și astea sunt tot la fel la acest motiv. No, cam. Și aici și. Și astea tot de la polonezi le-am cumpărat. Scrie ceva arabesca, ceva arab, dar cred că pentru. Și astea, am uitat de astea. Da, astea sunt cu ciocolată deasupra, dar nu știu cât de bune sunt, nu sunt așa de optimist. E tot? Asta e tot, da. Trebuie să împachetăm cadourile pentru Enzo în seara asta, dar trebuie să așteptăm să se bage la somn, că nu putem. Da, Moș Crăciun a zis că nu împachetează, trebuie să împachetăm noi. Ce stai așa la colț? De ce? Mama te iubește. Mama te iubește. Mama iubește și pe tata? Nu, of course. Bineînțeles. 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 Oi, 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 what is this pose? Ola! De mers la bucate. Și pâine de la... Enzo aruncă pâine pe jos, nu e băiat cu minte. Și Moș Crăciun o să vină cu cadouri mai puține, dar nu e băiat cu minte. Ce? Sughiță? În fine, până la urmă l-am parcat pe Enzo frumos. Am pus și lumânări între timp, am aprins frumos atmosferă, am pus lumânări cam peste tot. Victoria se pregătește deja să împachetăm cadourile pentru, de fapt, astea două rame pentru părinții ei, o ramă pentru maică-sa și una pentru taică-sa și cadourile pentru Enzo. N-au ajuns toate cadourile încă, din păcate. Sperăm ca în ultimul ceas, înainte să vină Moș Crăciun, să-i pregătim totul pentru Enzo. Astea sunt pentru tatăl Victoriei, o poză cu mine și cu Victoria și cu Enzo când era mic. Am făcut-o în Italia, în Firenze, de Crăciun, anul trecut, de după Crăciun. Asta e tatăl Victoriei, cu Enzo și cu sora Victoriei. Și aici e Enzo. Și pentru mama Victoriei, tot avem o... Asta sunt eu, cu Enzo și cu mama Victoriei, aici în Olanda, când au fost la noi. Tot la fel o poză cu Enzo. Și aici o poză cu Victoria, Enzo și mama Victoriei când au venit la început, atunci când a născut Victoria. Eu sunt un spectator aici, Victoria mai degrabă e specialistă în împachetări. Dar o să ajung și eu cu sfaturi și cu indicații. Everything will be okay. 'Cause
this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow it is Christmas. Cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything. Crăciunul ăsta e un pic mai atipic așa pentru mine, pentru că înainte să o cunosc pe, Victoria, când eram singur sau de obicei petreceam mult, petreceam timpul cu prieteni, nu știu, la discotecă, la petreceri de astea așa, cheltuiam o groază de bani sau mergeam în vacanță undeva și tot la fel. În schimb, de când am cunoscut-o pe Victoria, ea a crescut în alt mediu, a crescut pe Crăciunul, era o sărbătoare de familie, petrecea mult timp cu familia ei. Ea mai are încă două surori și tatăl ei tot la fel e o persoană care are grijă de familie. Mă rog, părinții ei divorțați acum, dar au divorțat când ea era deja mare și are amintiri plăcute când ei erau împreună, când, nu știu, mergeau în camping sau de Crăciun tot mereu făceau chestii împreună, în casă, am luat o grămadă de poze. În schimb, eu, părinții mei tot la fel sunt divorțați de când eram foarte mic, aveam 4 ani, nu prea am avut parte de Crăciun. De fapt, eu nu mi-am aduc aminte să fi avut brad în casă când eram mic, sincer. Pentru că eu am crescut cu tata, trebuia să cresc cu tata și sora mea trebuia să crească cu mama, cam așa au vrut legea, așa au decis legea. În schimb, da, am crescut mai mult la bunici. Și nu că bunicii nu ar fi avut grijă de mine, doar că nu obișnuiau să facă brad de Crăciun sau... Nu, cadourile pe vremea aia erau altfel, constau într-un pachet de biscuiți și cam atât. Acum... Victoria e de o generație mai nouă, a prins alte vremuri și mă bucur pentru ea, pentru că... Nu sunt nostalgic deloc după vremurile care nu mai sunt, care au trecut, sincer vă zic. Pentru că prezentul e mult mai frumos, mult mai plăcut. Mă bucur foarte mult că în ultimii ani am reușit practic să pun pe picioare o familie. Sunt foarte, foarte mândru de asta. Pentru cineva care crește într-o familie dezmembrată, cum am crescut eu, cu probleme sau așa mai departe, cred că e foarte, nu știu, cred că asta e motivația, Mereu am fost motivat de visul ăsta de a avea o familie cu care, exact, să petrec Crăciunul, să... Nu mai Crăciun, să petrecem împreună în familie. Cred că anul trecut Enver era micuț, tot la fel am făcut brăduțul, dar imediat după ce am făcut brăduțul, cumva ne-am securat printre restricțiile anti-covid și am mers în Italia la mama mea și la sora mea și am petrecut. A fost prima dată când Victoria a văzut pe mama și pe tata, și pe,
și pe sora mea, în realitate. Și am petrecut o lună de zile în Italia, foarte, foarte frumoasă, o lună foarte frumoasă. Am vizitat un pic Italia, am mers în diferite orașe. Victoria s-a simțit foarte, foarte bine acolo. Și bineînțeles că ar vrea să se întoarcă. Enzo plânge. Nu simți în aer așa atmosfera Crăciunului. Da. Nu știu, poate mâine așa, în ajunul Crăciunului, se schimbă tot. Dar da, nu știu. Mi-ar plăcea să simt așa un miros de la, mamă, ce mi-e dor de mirosul ăla din România, de porc în aer, de pai arsi, nu știu, carne proaspătă, nuci, nu știu, vin fiert. Deși, da, și aici găsești vin fiert, dacă mi-e, dar nu știu, nu e așa. Dar sunt multe chestii care nu sunt la fel, care lipsesc, care nu le găsești decât în estul Europei, în partea aia din... și la ea găsești și la noi, în România. Mi-am zis că următorul Crăciun o să-l facem în România. Uite că nu am reușit și îmi pare rău pentru asta, dar sper că în viitor, da, în viitor să reușim să facem asta. Am zis că anul ăsta o să cumpărăm terenul ăla la Hunedoara, să ne facem o căsuță. Nici asta nu am reușit. E o plăcere să te uiți la Victoria când face ceva, pentru că se dedică cu adevărat și pune suflet în ceea ce face. Ia uite ce frumos a ieșit. Cineva mi-a făcut un pic de reclamă pe YouTube și îi mulțumesc pe această cale. Dacă vreți să vă abonați sau să vă uitați la canalul lor, se numesc așa, Noi Doi din Timișoara. Mi-au comentat câteva persoane că venim pe canalul Noi Doi din Timișoara și am fost foarte curios. Am intrat pe canalul lor și m-am uitat la câteva videoclipuri în timp ce Victoria muncea din greu aici. Și da, am văzut că s-a uitat la un videoclip de al meu, un videoclip în care încercam să tai... Stai cotorul ăla la brad cu fierăstrăul ăla micuț, apoi cu cuțitul de pâine. Da, până la urmă, dacă vă interesează, nu am reușit să-l tai, pentru că la început fierăstrăul ăla micuț o tăiat, apoi cred că trebuia scuțit din două mișcări. Da, deci eu rămas până la așa, dar bradul, după cum vedeți, arată destul de ok. I-am pus și apă, am pus și soluția aia pe care ne-au dat-o cei de la magazin. Și nu mai durează mult, vine anul nou și scăpăm de el. Dar trebuie să recunosc că o să ne pare rău, pentru că e foarte frumos aici, dar în locul bradului o să vină altceva și o să vedeți în vlogul următor ce o să vină. Mai întâi o să-l punem acolo, pentru că e ceva ce am cumpărat lui Enzo și e destul de mare, o să ocupe destul de mult loc, de-aia o să vină aici, în locul bradului, dar în ianuarie, când o să scoatem bradul afară, pentru că acum bradul o să rămână aici. Ai terminat? Nu a terminat Victoria, mai are mult. I wanted some stickers here, but... Și... da. You know what I mean with this. Ideea e că Victoria a cumpărat hârtie de-asta bine pachetat, dar nu am cumpărat material de-asta, condiții de-astea. Astea le aveam deja de la, nu știu, chestii pe care le-am cumpărat noi. Și o problemă, pentru că nu avem cu ce să împachetăm frumos. Dar nu face nimic. Am vrut să o ajut pe Victoria, dar ea e și încăpățânată un pic. Uite ce frumos te-a făcut. Și vrea să facă ea singură. E adevărat că ea știe. Eu nu prea știu să împachetez.
cam asta e. Vă mulțumesc celor care vă uitați la vlogurile noastre și ce face acolo? Ciocolată. Se linge pregetele de la ciocolată. Da, până data viitoare rămâneți cu bine și fiți cu bine ca să vină Moș Crăciun. Crăciun fericit. Crăciun fericit, te auzi. Cum se zice în polonez la Crăciun fericit? Vesoul Sfânt. Ce? Vesoul Sfânt. Vesoul Sfânt, se zice în polonez la Crăciun fericit. Au? Vesoul Sfânt. Vesoul Sfânt. 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 Not Sfânt, Sfânt. Sfânt. Let's say so.